Că Dumnezeu nu poate fi separat de eternitate. Că dacă separăm pe Dumnezeu de eternitate, nu mai avem un Dumnezeu. Eu cred că avem o concepție falsă despre Dumnezeu. La fel aș face așa o analogie, dacă separăm căutarea filozofică de problema sufletului, nu mai avem o căutare filozofică, fiindcă e esențial. Deci eu caut, când caut înțelepciunea, caut ceva care este cumva dincolo de materie. Și practic există o legitimitate a acestui invizibil pe care o acord căutării filozofice. Sau care trebuie să susțină căutarea filozofică. Pentru că alminte nu are rost, rămân la empiric și la senzație. Tereza, timpul nostru s-a scurs pentru acest dialog și am impresia că dialogul nostru nu a fost unul aporetic, cum sunt dialogurile socratice care se termină în coadă de pește. Din discuția noastră a rezultat un lucru care mi se pare prețios, la care am să mă gândesc, acela că nu poți apărea cu adevărat filozofia dacă nu aperi simultan sufletul. Dacă, pentru că acel tip de reflexie filozofică care face abstracție de suflet devine știință specializată. Exact. Care are legitimitatea ei și, slavă Domnului, ne-a îmbunătățit viața fizică, sigur, exterioară, materială, într-un mod eminent, pentru care eu personal sunt foarte recunoscător tuturor științelor. Dar filozofia în sensul acesta, vei cunoaște adevărul și adevărul te va elibera, este ceva care nu poate fi apărat decât odată cu sufletul. Ori asta mi se pare o concluzie interesantă. Îți mulțumesc foarte mult, Tereza. Și eu îți mulțumesc.